așa cum am discutat și la ultima ședință de Consiliu Local, era de așteptat această ședință extraordinară. Cunoașteți proiectul de pe ordinea de zi din convocator. Eu am observat că au apărut două modificări și vreau să vi le aduc la cunoștință. La proiectul 1, privind prelungirea termenului de actualizare a listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Onești, și nu citesc mai departe, că n-are rost, s-au introdus două chestiuni noi. La articolul 1 se precizează exact data până la care se prelungește perioada, respectiv 30 mai 2018, și a fost introdus alineatul 2, până la finalizarea acțiunii de actualizare a inventarului domeniului public și privat al municipiului Onești, aferent sistemului public de alimentare cu apă și canalizare prevăzute la aliniatul 1, obligațiile de plată ale RAJA ESA Constanța sunt cele prevăzute în actele administrative aprobate. Asta la proiectul 1. Iar la... Da, haideți să discutăm ordinea de zi. O să dau citire proiectului de ordine de zi, cu modificarea pe care am citit-o. Proiectul 1, proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de actualizare a listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Onești, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate către SICE RAJA ESA Constanța, prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public, stabilit prin hotărârea Consiliului Local numărul 77 din 30 mai 2017. Inițiator, domnul primar Nicolae Ignatiuc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017 și a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, același inițiator, domnul primar Nicolae Ignatiuc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării cupei Trotuș 40 la badminton în municipiul Onești, perioada 22-24 septembrie 2017, inițiator, domnul consilier Alexandru Cristea. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din municipiul Onești pentru anul școlar 2017-2018, inițiator primar Nicolae Ignatiuc. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din Unitățile de Învățământ Preuniversitar din municipiul Onești pentru anul școlar 2017-2018, inițiator, domnul primar Ignatiuc Nicolae. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării grupului de acțiune locală Onești din cadrul proiectului Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Onești, plasată sub responsabilitatea comunității, inițiator, primar Ignatiuc Nicolae. Sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Nu. Intrăm în ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de actualizare a listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Onești, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate RAJA ESA Constanța, prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public stabilit prin hotărârea Consiliului Local numărul 77 pe 30 mai 2017. Prin HL numărul 77 din 30.05.2017 s-a stabilit predarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Onești, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate prin contractul de delegare către RAJA ESA, bunuri utilizate pentru furnizarea, prestarea serviciului public. Totodată s-a stabilit un termen de 90 de zile în care urma identificării elementelor componente și a stărilor fizice, lista bunurilor concesionate, să poate fi actualizată și supusă aprobării Consiliului Local Onești. Prin adresa RAJA ESA numărul 71.121 din 23.08.2017 și adresa Comisiei de Inventariere numărul 41.822 din 29.08.2017 se propune, ținând cont de starea tehnică a mijloacelor fixe și de caracterul complex a instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și a dotărilor specifice prin care se realizează serviciul public de apă și de canalizare, ca termenul de 90 de zile stabilit prin articolul 8 aliniatul 2 din HL 77 pe 30 mai 2017 să fie prelungit cu 9 luni, astfel încât actualizarea definitivă a listei
bunurilor să se facă într-un interval maxim de 365 de zile de la data încheierii protocolului de predare-primire din 30 mai 2017. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Cred că nu mai e nevoie să anunț modificările încă o dată. Le-am citit, da? Da, suntem la ședință extraordinară. Este? Avem raport de specialitate? Vă rog atunci. Potrivit legii numărul 51/2006, serviciilor comunitare de utilități publice și a legii numărul 241/2006, serviciul de alimentare cu apă și decanalizare, autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă în condițiile legii în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată autorităților administrative teritoriale aferente sistemelor de utilități publice. Mânerețele numărul 70.218 din 19.8.2017 și 71.122.23.8.2017 se cere ajarea de la conștiință faptul că este necesară o analiză situației valorii bunurilor mobile și imobile a bunurilor private, având în vedere că în aceste liste există bunuri cu durată de funcționare îndeplinită în totalitate. Totodată, ținând cont de starea tehnică a mijloacelor fixe și de caracterul complex al instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice prin care se realizează serviciul public de apă și de canalizare, solicită ca termenul stabilit prin HR numărul 77/30/2017 să fie prelungit cu 9 luni, astfel încât actualizarea definitivă a listei bunuri să se facă într-un interval de 365 de zile, începând cu data de 30 mai 2017. Avem o comisie de specialitate? Apoi de Comisia 4. Comisia 1 a vizit ca un de da, mulțumesc. Dacă sunt discuții, domnul Iene. Am văzut într-o adresă pe care o trimite așa, la referire la redevența pe care trebuie să o plătească și unul din motivele acestei amânări ar fi faptul că acestei prelungiri a termenului ei sunt bunuri a căror durată normală maximă de funcționare este depășită. Și bunuri care ar fi amortizate integral. Ăsta este principalul motiv. Domnul secretar, vă rog. Și nu numai. Da, în principiu, din adresa pe care a primit-o cei de la Raja, asta rezultă. Este vorba de calculul redevenței. Dar asta nu implică neapărat, cel puțin din punctul meu de vedere, că redevența va fi modificată. Redevența până la sfârșitul, până la 30 mai 2018, se va plăti ca și până acum integral. Dar trebuie făcută exact o estimare și s-ar putea o evaluare. Să sufle, de exemplu, redevența după 30 mai 2018. Până nu se finalizează această actualizare integrală, nu suferă. Noi le-am trimis în ceea ce privește clădirile, acte din care să rezulte valoarea acestora, că am văzut că și... Le-am trimis toate documentele necesare. Că și valoarea o contestă. La rețele. Da, la valoarea rețelor. La valoarea rețelor. Deci le-am trimis noi. Noi sigur. Am trimis valorile corecte și le-am... Sigur, da. Da. Dar până atunci, redevența se plătește ca și până acum. Nu este diminuată niciun fel. Se pare că, din discuțiile avute, cei de la Raja contestă modul de calcul și evaluarea raportului făcut și aprobat în Consiliul Local. Acum, acel raport poartă câteva semnături anevar, adică semnături anevar făcute cu tot ce înseamnă. Nu știu, ulterior, în ce măsură acel raport poate fi modificat, completat, făcut o contraevaluare, nu știm la momentul ăsta. La momentul ăsta știm doar că aceste două comisii nu au reușit să pună de acord, au întâmpinat aceste greutăți și urmează ca în termenul de maxim încă 9 luni de zile să vedem ce soluții juridice, economice, tehnice găsim ca să, da, să vedem exact, să mergem faptic pe ceea ce există în teren. Da, dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu. Proiectul trecut cu unanimitate. Trecem la proiectul următor. Domnul primar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului Ionești pe anul 2017 și a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Modificările în structura bugetului local al municipiului Ionești pe anul 2017 se impun datorită virărilor de credite din trimestrul 4 și 3 pentru achitarea drepturilor salariale, pentru învățământ și plata salariilor personalului cabinetelor medicale, pentru efectuarea lucrărilor de reparații la caminul
din cartierul 6 Martie. De asemenea, este necesară includerea în structura bugetului a sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării pentru proiectele finanțate din fonduri europene și a sumelor virate Consiliului Județean Bacău pentru lucrările de modernizare a secțiilor din cadrul Spitalului Municipal Onești. Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești transmite modificările făcute în structura bugetului care conțin transferul de fonduri din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, în vederea suplimentării listei de obiective de investiții la imobilizări, necorporare și virări de credite între articole și alineate. Vă mulțumesc. Raportul Comisiei de Specialitate. Cu adresa numărul 1955 din 8-8-2017 s-a comunicat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală Bacău modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, modificare care influențează bugetul unităților de învățământ cu suma de 114.000 lei, se reduce trimestrul 4 cu această sumă și se suplimentează în trimestrul 3 al acestui an pentru plata drepturilor salariale la unitățile de învățământ. Pentru a putea efectua plata drepturilor de personal pentru cabinetele medicale școlare, se suplimentează bugetul cu suma de 127.000 lei. Se mai suplimentează bugetul și cu suma de 81.000 lei, reprezentând fonduri europene, la capitolul 7002, domeniul public, la articolul 5602 și cu suma de 426.000 lei, reprezentând lucrări modernizare secții spital municipal. La solicitarea Direcției de Asistență Socială Onești, se transferă suma de 150.000 lei de la cheltuieli de personal de la capitolul 6602 la capitolul 7002, suma de 120.000 lei pentru efectuarea unor lucrări de reparații la caminul din 6 martie, care vor fi executate de către SCDPP Iesa Onești, și cu suma de 30.000 de lei la capitolul 68 pentru ajutoare de urgență. Cu adresa 3849 din 2017, Spitalul Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca ne comunică transferul din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare a sumei de 120.000 lei în vederea suplimentării listei de obiective de investiții la imobilizările necorporate. Bugetul rectificat al bugetului local este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Lista de investiții a primăriei este prezentată în anexa numărul 2. Bugetul rectificat al Spitalului Municipal este prezentat în anexa numărul 3. Lista de investiții a Spitalului Municipal este prezentată în anexa numărul 4. Față de cele prezentate, rog să analizați și să decideți în consecință. Mulțumesc. Avizul Comisiei. Aviz favorabil din toate comisiile. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt? Dacă nu, pun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Trecem la următorul proiect. Domnul Cristea, aveți cuvântul. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării cupei Trotuș 40 la badminton în municipiul Onești în perioada 22-24 septembrie 2017. Doamnelor și domnilor consilieri, datorită implicării susținute și efortului depus de domnul profesor antrenor emerit Mircea Agapi, în urmă cu 40 de ani, în octombrie 1977, în municipiul Onești a apărut un nou sport, badmintonul, și a evoluat rapid și a adunat un număr mare de practicanți ai acestui sport. Devenit sport olimpic în anul 1992, a adus și aduce în continuare rezultate remarcabile la nivel național și internațional, fiind o mândrie pentru comunitatea oneșteană. În toți acești ani, domnul profesor a obținut împreună cu elevii săi legitimați la cluburile din Onești, Casa Pionerilor, Flacăra Onești, Institutul Onești, CSM Onești, Sincorex Onești, Trotușul Onești și CSS Onești, peste 2000 de medalii și trofee naționale și internaționale. În calitate de antrenor al lotului național, unde au fost înscriși peste 100 de sportivi pregătiți de domnia sa la Onești, a participat și a obținut rezultate remarcabile la Jocurile Olimpice, campionate mondiale și europene, Jocurile Balcanice. Pentru aportul adus dezvoltării badmintonului în lume, Federația Mondială de Badminton l-a decorat cu medalia de aur, oferindu-i diploma de onoare în semn de recunoaștere și apreciere.
În prezent, domnul profesor emerit Mircea Agapi deține funcția de vicepreședinte al Federației Române de Badminton și antrenor al lotului național de junior. Pentru sărbătorirea celor 40 de ani de practicare acestui sport în municipiul Onești și promovarea valențelor sportului de performanță, domnul profesor solicită autorităților administrației publice locale sprijinul pentru organizarea municipiului Onești a evenimentului sportiv Cupa Totuși 40 la badminton în perioada 22-24 septembrie la sala polivalentă Nadia Comănești, sub forma unui concurs național de jucători de juniori cu participarea unui număr de peste 80 de sportivi din categoria Under 11 și Under 17. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu mențiunea că bugetul defalcat îl găsiți în expunerea de motive atașate la proiectul pus pe ordinea de zi. După expunerea de motive, am crezut că îl facem din nou cetățean, cu domnul profesor. Este și pe merit. Da. Compartimentul de specialitate, vă rog. Prin adresa numărul 41.477 din 25.08.2017, formulată de domnul profesor Agapi Mircea, se solicită sprijinul administrației locale pentru finanțarea evenimentului sportiv aniversar Cupa Totuși 40 la badminton, în perioada 22-24 septembrie 2017. Din analiza efectuată de organele de specialitate din cadrul Serviciului Buget Contabilitate, s-a constatat că există fonduri cu această destinație, fonduri aprobate pentru finanțarea unor proiecte, activități educaționale, alte activități, conform anexei numărul 11 la hotărârea Consiliului Local 45 din martie 2017. Suma solicitată pentru finanțarea evenimentului este de 13.790 lei și se va aloca de la capitolul 6702 Cultură, Religie, Sport. Față de cele menționate, rog să analizați și să dispuneți în consecință. Mulțumesc, doamna Ghiva. Comisia cu unanimitate de voturi aviz favorabil și mult succes din partea membrilor comisiei. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Abținere, împotrivă? Unanimitate, proiectul a trecut. Domnul primar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Onești în comisiile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitate în municipiul Onești pentru anul școlar 2017-2018. Legea numărul 1/2011 a Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjunți după caz. Consiliul de administrație este constituit din 7, 9 sau 13 membri în funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ. Pentru constituirea în condițiile legale a Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Onești și desfășurarea în bune condiții a noului an școlar 2017-2018, Consiliul Local trebuie să-și desemneze reprezentanții în comisiile de administrație ale unităților de învățământ potrivit proiectului prezentat. Vă mulțumesc. Înainte să dau cuvântul compartimentului de specialitate, trebuie să fac o precizare, pentru că mi-a scăpat domnul profesor să consemneze în procesul verbal, nu am votat la proiectul trecut, da? Compartimentul de specialitate are cuvântul. Potrivit prevederilor articolului 36 alineatul 2 din legea 215/2001 administrației publice locale, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația. Potrivit articolului 96 din legea 1/2011 a Educației Naționale, în unitățile de învățământ, Consiliul de Administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, printre care și un reprezentant al Consiliului Local. Având în vedere că la începutul fiecărui an școlar, dar nu mai târziu de data începerii cursului, Consiliul de Administrație în exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de constituire a noului Consiliu, iar directorul unității de învățământ solicită Consiliul Local să desemneze reprezentanții, considerăm că proiectul de hotărâre și temeiul pe care acesta se sprijină îndeplinește condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate pentru a fi aprobată în forma prezentată. Avizul comisiei? Nu avem aviz la comisie, nu e nicio problemă. Avem aviz la comisie? Avem aviz favorabil cu unanimitate. Discuții pe margine, trebuie să luăm de fapt o pauză, părerea. Nu, dar aveți făcut deja.
Eu v-aș ruga ca timp de 5 minute, domnule președinte, să facem o scurtă pauză. Doresc să vorbesc cu președinții partidelor, ce au reprezentanți în Consiliul Local, iar acolo unde președinții nu sunt prezenți, cu o persoană desemnată în acest sens. Preț de 5 minute, poate mai sunt anumite modificări de ultimă oră și nu aș dori să parcurgem lista fără o consultare, chiar dacă este în final. Suspend ședința pentru 5 minute. Vă invit în sala mică de ședință preț de 5 minute. Vă mulțumesc. O să avem rugăminte acolo unde se fac nominalizările să fie și numărul de telefon pentru că îl vom pune. Rog cu domnul primar să dea citire propunerilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comparativ cu anul trecut, lista are unele modificări, după cum urmează. La Colegiul Național Dimitrie Cantemir, în locul doamnei Alexe Corina, domnul sergentul Adrian. La poftiți? Nominalizările complete. La Cantemir, numărul de reprezentanți ai Consiliului Local în CEA sunt 2, sergentul Adrian Pafil Gelu Ionuț. Colegiul Național Grigore Manisil, 2 reprezentanți, Belceanu Gheorghe și Crăciun Elena. De s-a modificat domnul Cristi Alexandru aici cu doamna Crăciun Elena. La Colegiul Tehnic Petru Poni, 2 reprezentanți. Loc de postolac Elena Carmen Popescu și Dumitru Mihai. Colegiul Național, Colegiul Sportiv Nadia Comănești, 3 reprezentanți, rămâne aceiași, Damian Cristina, Florian Constantin, Cătinca Viorel, Liceul Tehnologic, Moraru Marian Dorin și în locul domnului Agapi Mircea Alexe Corina. Liceul Tehnologic Fericitul Ieremia, 2 reprezentanți, Iene Gheorghe cu Laslo Eliza. La Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Ostache Florin Manea Nicolae, rămân aceiași. Școala numărul 1, 3 reprezentanți, Glidaru Valentin, Geaboc Bădic, Rodica Mihaela și Radu Roxana. Școala George Călinescu, 3 reprezentanți, Rădulescu Florin, Agapi Maria Găman Ionuț. Școala Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, 2 reprezentanți, Pașcu Apovloae Elena și Ganea Mircea. Nu mi-a dat nimeni modificare aici, nu vă spuneți. Spuneți cu cine modificăm, n-am nimic împotrivă. Domnul Florian în discuție nu mi-a spus că se modifică aici nimic. Despre școala gimnazială Sfântul Voivod Ștefan cel Mare. Sper că nu v-ați certat, nu? Spuneți pe cine, cu cine locuim, pe doamna Pașcu Apăvloa Elena. Da, eu zic că nu am... Bun, înlocuitor. Brânzanu Cadrian. Deci vă rog frumos să faceți modificarea în locul doamnei Pașcu Apăvăloa Elena, domnul Brânzanu Cadrian. Școala gimnazială Emil Racoviță, 2 reprezentanți, Vulpoiu Cosmin, Zazu Octavian Ciprian. Școala Ghiță Mocanu, 2 reprezentanți, Călin Ghior Crenguța, Burlacu Anișoara. Grădinița cu program normal Sfântul Paul, Paiu Adrian. Clubul elevilor Antohie Marica Loredana. Clubul sportiv școlar, în loc de sergentul Adrian Agapi Mircea. Urmând apoi, cred că reprezentanții primarului dat prin dispoziție. Bun, dacă nu mai sunt alte chestiuni de discutat, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Cum au votat colegii că s-au ocupat? Pentru, da? Toată lumea a votat pentru, în unanimitate. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, domnule primar, aveți cuvântul. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțelor Consiliului Local Onești în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar. Da, am făcut asta în parcursul, nu? Nu, asta este privind creșterea calității. Da, pentru asigurare. Potrivit OUG numărul 75/2005 privind asigurarea calității educației la nivelul fiecărei organizații funcționale de educație din România, se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. Din componența acestei comisii, făcând parte și un reprezentant al Consiliului Local. Proiectul de hotărâre supus deliberării Consiliului Local impune desemnarea reprezentanții autorității
deliberative în cadrul acestei comisii pentru fiecare unitate de învățământ din municipiul Onești, cu condiția ca persoanele propuse să nu facă parte și din cadrul Consiliului de Administrație. Vă mulțumesc. Comisia? Compartimentul de specialitate, da. Potrivit articolului 36 din legea 215 de administrație publice locale, în exercitarea atribuțiilor Consiliului Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice locale de interes local privind educația. Potrivit articolului 11 alineatul 1 din OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România, se înființează Comisia de Evaluare a Asigurarea Calității. Dintre membrii comisiei făcând parte și un reprezentant al Consiliului Local. Membrii acestei comisii nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia. Analizând proiectul de hotărâre și temeiul legale pe care acesta se sprijină, constat că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate pentru aprobarea proiectului, cu propunerile reprezentanților Consiliului Local în cadrul fiecărei unități de învățământ pe Universitatea din municipiul Onești. Față de cele menționate, urmează să deliberați. Avizul comisiei? Avizul comisiei, unanimitate, am înțeles. Dacă sunt discuții, eu propun să luăm aceeași pauză de 5 minute ca să nu existe scăpări. Vreau discuții. Da, 5 minute, după care revenim. Da? Suspend ședința 5 minute. Reprezentanților Consiliului Local Onești în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ din municipiul Onești pentru anul școlar 2017-2018, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Rădulescu Florin, Colegiul Național Grigore Moisil Zarzu Ciprian Octavian, Colegiul Tehnic Petru Poni Turturică Ionuț, Colegiul Sportiv Nadia Comăneci Călugăru Marian, Liceul Tehnologic Onești Damian Cristina, Liceul Tehnologic Fericitul Ieremia Vicol Bogdan, Colegiul Tehnic Gheorghe Asache Ciubotaru Codruț, Școala Gimnazială numărul 1 Moraru Marian Dorin, Școala Gimnazială George Călinescu Cristi Alexandru, Școala Gimnazială Sfântul Voivod Ștefan cel Mare Dobrea Costel, Școala Gimnazială Mirafoviță Catinca Viorel, Școala Gimnazială Ghiță Mocanu Mateescu Rodica, Grădinița cu program normal Sfântul Paul Frigură Nicu Constantin, Creșa Onești, Geavoc, Bădic, Rodica, Mihaela, Clubul Sportiv Școlar, Alina Herchelegiu. Da, raportul compartimentului de specialitate. N-avem. Avem. A fost, da. A fost, da, s-a terminat. Comisia, domnul secretar, vă rog. Până la comisie. Raport de specialitate. În România, învățământul este serviciul de interes public desfășurat în condițiile legii. Potrivit articolului 11 alineatul 1 din ordonanța 75/2005 privind asigurarea calității educației la nivelul fiecarei organizații furnizoare de educație din România, se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. Articolul 11 alineat 4 din același act normativ stabilește componența Comisiei de Evaluare. Trei membri de reprezentanță ai corpului profesoral, un reprezentant al sindicatului, un reprezentant al părinților, un reprezentant al elevilor, un reprezentant al Consiliului Local, un reprezentant al minorităților naționale, după caz, minorităților naționale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanții părinților sau elevilor. Față de celelalte, urmează să se deliberați. Mulțumesc, domnul secretar. Avizul comisiei favorabil cu unanimitate. Dacă sunt alte, dacă mai sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate. Domnul primar, ultimul proiect, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării grupului de acțiune locală Onești, Gal Onești, în cadrul proiectului elaborarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Onești, plasată sub responsabilitatea comunității. Proiectul de hotărâre este inițiat ca urmare a semnării contractului de finanțare pentru proiectul elaborarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Onești plasată sub responsabilitatea comunității. Înființarea asociației grupului de acțiune locală Onești Gal Onești, impunându-se pentru realizarea activităților specifice conform ghidului solicitantului. Proiectele finanțate prin programul operațional Capital Uman POCU 2014-2020 presupun acțiuni integrate, coerente, ce conduc la reducerea numărului de comunități marginalizate,
romă și non-romă, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe, din orașe cu peste 20.000 de locuitori. Participarea municipiului Onești la înființarea asociației Grupului de Acțiune Locală Onești Galonești, alături de ceilalți patru membri fondatori Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui, SC Idel Innovation SRL, Asociația Clubul Rotarie Onești, Asociația Filantropia Oneșteană, se realizează în condițiile stabilite de Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 și Ordonanța Guvernului numărul 26/2000 privind asocierile și fundațiile. Scopul acestei asociații reprezintă implementarea măsurilor operațiunilor integrate din cadrul strategiei de dezvoltare locală în contextul mecanismului de DLRC pentru perioada 2014-2020, pentru promovarea drepturilor persoanelor marginalizate și îmbunătățirea condițiilor de viață, îmbunătățirea calității serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare realizării acestora, dar și inițiative de cooperare și dezvoltare de parteneriate care să promoveze potențialul zonei împreună cu membrii comunității. Vă mulțumesc! Raportul compartimentului de specialitate. Consilierea Vertical are ca scop implementarea unor proiecte în comunitatea Oneștiană. Urmare a constituirii se vor atrage noi membrii, pe lângă membrii fondatori, care vor putea depune proiecte în limita sumei care va fi alocată municipiului Onești. Nu este limitat numărul de membri, persoane juridice, entități publice sau fizice, sau persoane fizice, care vor dori să depună proiecte pentru dezvoltarea comunității locale. Galul va avea un comitet director, va avea angajați, un manager de proiect, un facilitator comunitar și va analiza proiectele care vor fi depuse, care ulterior vor fi trimise către organismele intermediare regionale care vor aproba finanțările necesare. Față de cele prezentate, vă propun aprobarea proiectului de hotărâre fiind una din activitățile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinim în cadrul proiectului care a fost contactat. Avizul Comisiei favorabil. Avem de anunțat o modificare la acest proiect. Am convenit împreună cu domnul secretar că ar trebui introdus un nou articol și rog să vă dea citire, articolul. Da. Este vorba de faptul că s-a stabilit un sediu pentru acest gal. Inițial a fost sediul Noitus 17, urmarea discuțiilor avut de compartiment de specialitate, s-a găsit un birou în sediul bibliotecii Noitus 13A, deci va fi schimbat sediul. În același timp, că am considerat necesar că tot prin această hotărâre trebuie aprobată și darea în folosință acestui sediu social, motiv pentru care la articolul 2, aliniatul 2, se va completa, se va notifica de fapt, aliniatul 2 va deveni aliniatul 4 și au fost introduse aliniatele 2 și 3 cu următorul conținut. Aliniatul 2 se aprobă darea în folosință gratuită către Galonești la unui spațiu de 15 metri pătrați situat în privatul Plus, numărul 13A, sediul bibliotecii. Aliniatul 3 se împuternicește primarul municipiului Onești prin compartimentele de specialitate să întocmească și să semneze contractul de folosință gratuită. Iar aliniatul 2 din hotărârea pe care dumneavoastră ați primit-o devine 4. Se stabilește sediul social al Asociației Grupului de Acțiune Locală la Onești, în imobil situat în bulevardul Păitus 13 a municipiului Onești de sub Bacău. De asemenea, în conținutul actului constitutiv și a statutului, va fi înlocuit sintagma bulevardului Itus 17 cu bulevardul Itus 13A. Adică nu puteam să stabilesc un sediu social la o adresă fără să fie existe un temei legal pe această atribuire. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu. Proiectul a trecut cu unanimitate. Având în vedere că e o ședință extraordinară, dacă nu sunt alte chestiuni care nu suportă amânarea, declară ședința închisă. O zi bună vă doresc!